Dragilor, pentru episodul de astăzi, fiță cu adiță, am lăsat pantalonul cu turul lăsat, șapca și hanoracul acasă, mi-am luat și un sacou de ăsta să impresionez, m-am uitat pe net să văd cum se îmbracă Alex Body și am venit să petrec timp de calitate cu Emauta. Haideți cu mine să o cunoașteți, e miștoră tot, e fresh, e ceva, e la modă, e cea mai la modă femeie acum. Și mi-am luat și mersul ăsta de gagicar. Suntem la etajul 16, la New York. Eu te-o transpiram. Stai să-mi iau o vaia de... Hola! Să rămână. Bună ziua! Ce? Alea sunt pentru mine? Eu nu mai intru, mă. Da. Da. Îți mulțumesc mult. Ești un drăguț. Ma. Vă rog, intrați! Hai că n-am mai ținut de mult buchete din astea mici, așa, în mână. Am văzut și ce trebuie să văd peisajul. Alea mari. Ce? Cum n-ai mai ținut buchete? Păi ce, nu-ți plac astea așa uriașe? Este imens. Cum să fie imens? A, l-am încurcat cu ăla, bă. A, mi l-ai dat pe ăla de la... Mai aveam o cononie după aia, mă, bă. Am înțeles. Hai mai am unul de 700 trandafiri și du-te și el. Ce facem, mă? Bine, unde luăm un loc să procedem? Stau eu aici și tu pe partea, nu? Bine. Dar zi-ne un pic aici, am venit la tine la New York. Asta e apartamentul de New York, nu? Da. Frumos. Nu e de New York, e de București. Cum o București? Îți place? Da. Ai ieșit tu acolo? Da, ce mi-ai zis tu că la ora 3 o să mai vină cineva? Hmm. Cine? Soarele, băi. Hai să vă zic. M-a sunat el și mi-a zis, băi Adiță, te rog, nu putem cumva. Eu recunosc că trag de mult de aia să facem episodul ăsta, că e mișto, e fresh și e ce trebuie. Și ieri am sunat-o și am zis, nu, îmi scria, Adiță, nu se poate să amânăm un pic, m-am uitat pe meteo, nu e soare. Și păi facem la tine la studio, la tine acasă, ce legătură are soarele? Cum să filmăm pe bezna asta? Trebuie să fie ambient, trebuie să fie atmosferă, trebuie să fie soare, muzică, păi nici da, cu muzică, dar... nici cu soare, nici cu... Ar fi fost un soare, cum e mult culoarea asta? Ai puțin ruj aici, dar e ok. De la dumneavoastră. Da. Nu, păi știi soarele astea, ce mai avem nevoie de alt soare? Bine, drăguț ca întotdeauna. Am și emoții. Și eu. Te-ai îmbrăcat frumos. Și tu. Glezenes. Apreciem, chiar am zis, mamă, uite ce cum a venit îmbrăcat, nu pot să cred. Glezenele sunt de la Jamaica? Ah! Genunchii la fel? Ce femeie de frumoasă. La Jamaica nu, dar am uite, niște chești de Jamaica, dacă vrei. N-am ce să fac cu ei. Hai să stăm la masă. Tu pe partea aia. Sau unde vrei să stai? Cum îți place mai mult? Cum? Eu stau aici și tu acolo? Sau cum? Hai. Bine, stau eu acolo. Așa. Deci de ce am venit eu azi la tine? Da, ia să vedem. Pune și noi aici. Oare puteți să ne uităm să vedem cum arătăm? Ești frumoasă rău, zic eu, e superb. Asta e telefonul tău? Da, o să tai fazele astea. Da, normal. De ce am venit eu la Emma? Emma este la modă. Băi, adevărul, m-am uitat și pe Instagram și e la modă rău de tot. De ceva timp face și prima pagina ziarelor mondene. Asta e, că ești mișto. Eu? Nu, apar. Apar des. Apar fără să vreau. Ce nu știe lumea despre ea este că femeia stă bine rădător financiar pe creierul ei și pe mâna ei. Da, asta chiar pot și să zic. Și acum te întreb și eu că mulți... Bă, de unde a apărut Emauta asta mișto rădător, tot așa dintr-o dată? Cine e Emauta? Mamă, deci mă simt ca la Denise Rifai. 40 întrebări. Acum întrebarea urmează roșie. Urmează întrebarea roșie. Cine dracu e? Emauta. Emauta este o fată care și-a dedicat întreaga viață machiajului. Mai exact de la 16 ani până la 30 în prezent. Și tu acum trebuia să zici mulți înainte. Păi nu, că nu se leagă, că tu ai mai puțin de 30. Da, 30 ani. Am crezut că vrei să te dai că ești mai experimentată în... Nu ai mai 23, 24, dar cum arăți chiar 19, 20. Da, să continuăm. Ce să-ți mai zic despre Emauta? Pot să zic că am avut norocul și darul de la Dumnezeu să îmi transforme pasiunea într-o meserie. Și să fac din asta un trai, o modalitate de a mă întreține, o modalitate de a mă asigura confortul din ziua de azi. În ziua de azi, cum ai spus tu, Emma, din ziua de azi, mai are nevoie, eu știu, de vreun iubit bogat sau de cineva? Are ea, se poate întreține așa, să-și permită orice? Eu n-am avut niciodată un iubit bogat și nu am nevoie. Păi, eu nu sunt bogat dacă am vreodat. Am venit cu forfă pe seci, de la muncă. E ok, cam e mai bine. Spune-mi despre tine așa. Păi, ce să-ți mai spun? De unde ești deloc?
Eram din Vâlcea. A, da? Mhm. Bravo. În Vâlcea și în București de când ești? Cam de 7-8 ani, cam așa. Ce? Cum e o zi normală pentru Emauta? Aici la New York, în apartamentul ăsta pe 7 nivele, n-am înțeles. O zi normală înseamnă bandă. Bă, să știi că te urmăresc pe banda. Bă, mă, îți urmăresc. Acum mi-am dat seama că ai banda unde urmăresc cu toate story-urile alea tale. Da. Fac bandă, mi-au micul dejun, apoi depinde dacă mai am cliente, le machez, dacă nu e posibil să mai am și shooting-uri, videoclipuri într-o zi și apoi, bineînțeles, mă ocup de cursuri, că eu predau și cursuri. Ești de profesoară? Asta. Da. Doamna profesoară? O profesoară care în prezent cred că a semnat peste 1500 de diplome. Cum e să stai așa la etajul 16? Nu ți-e rău de înălțime? N-ai rău de înălțime? Deloc. Deloc. De-aia mi-am ales apartamentul ăsta, pentru că am vrut un view drăguț. Crezi că stai apartament? Am crezut că ai luat o culoară de bloc. Păi nu mai înțeleg nimic. Păi acum se vede doar o încăpere, dar mai sunt încă două etaje în plus. Spune și mie așa, ca să intrăm direct în subiect. Ce trebuie să aibă, ce calități trebuie să aibă bărbatul care să o cucerească pe ea? Nu trebuie să fie nicicum. Trebuie să se întâmple, trebuie să existe o chimie și aia e. Nu are anumite standarde sau anumite puncte pe care trebuie să le îndeplinească. E greu să te trezești din dimineața lângă Emauta? Adică, ca bărbat. E greu să o cucerești, na? E greu să o cucerești pe Emauta? Păi, cam da. Pentru că cumva sunt obișnuită cu viața cam fără un bărbat. Serios? Da. Ce ai stat mult timp singură? Da. Bine, am avut și relații lungi, adică am avut o relație de 7 ani, cea mai lungă, apoi am intrat într-o altă relație care a durat 4 ani și apoi de 2 ani am, să zic, am trăit așa, mai leger. Sola. Simți și ție așa de Dumnezeu ăsta, că te-a lăsat pe pământ pentru noi? Adică, fii și tu bucurie, mă, cum să stai sola? Solo percuția. Păi, cumva m-am ocupat mai mult de călătorii, de alte țări. Am văzut, călătorești de asta, am văzut ultimele imagini cu tine din Delta Dunării, acum de la soare. Foarte frumos. Ce ne poți spune despre călătorii? Păi ce să spun, că sunt a doua pasiune a mea pe lângă machiaj. Îmi place foarte mult să călătoresc. Și cumva în fiecare pauză pe care o am între cursuri, știi că eu am 2 săptămâni curs, bine, de obicei am și o lună întreagă, dar mai răruți, 2 săptămâni curs, apoi următoarele 2 săptămâni le liberez, adică nu pun nici shooting-uri, nici videoclipuri, nici absolut nimic, ca să pot pleca. Și vreau să, și asta e scopul meu în viață, să călătoresc în toată lumea. Singură? Când pleci pe singură? Am plecat și singură, să știi. Am fost în Africa singură, Mam. Am mai fost în Santorini, am fost singură, da. Și nu? Te plictisești singură? Nu, neapărat. Nu mă plictisesc. Îmi place foarte mult să vizitez locuri, să cunosc. Vezi că e nepoliticos, te uiți pe telefon atunci când ai porți o conversație. Nu mă uitam, mi-a scris un prieten comun. Nu pot să arăt la cameră. Și mă întreba că cred că o să mai urmez o surpriză astăzi. Da? Da. Păi și prima surpriză care a fost? Eu. Am înțeles. Eu sunt surpriza și a doua surpriză. Dar stai mă așa, uite, fii atent. Și am rugat-o pe cineva, pentru că e așa să mână tânc. Dar știi ce mă gândeam? Cu ce te-ai fi ocupat dacă n-ai fi fost make-up artist? Și după aia am spus la ce te gândeai. Cred că eram hairstylist, pentru că acum foarte mulți ani, cred că atunci când aveam vreo 17 ani, știu că îmi plăcea foarte mult să fac părul fetelor, bineînțeles și machiajul. Chiar dacă mergeam pe stradă și vedeam o fată drăguță, o opream și spuneam, stai puțin, ți-ar plăcea să te machiezi, ți-ar plăcea să te aranjezi și chiar eu le făceam și pozele. Adică eram pasionată și de păr. Te-aș vedea într-un film de ăsta cu mafios la Hollywood. Da? Da, ai ieșit în rol de mafiat așa cu armă, nu știu ce. Fel de regina. Ce nație are mafioata? Păi eu te văd, eu pe tine te văd așa undeva din Venezuela, un pic vopsită blondă, dar venezuelean. Uite-mă cum zâmbești. Cum a sunat asta? Uite-mă, nu vreau să spun că e o chestie din... Și soarele, mă, o expresie din popor, dar nu vreau să spun acum. Cum? Cum ai zis tu, vopsită blondă? La... Nu, doamne ferește, nu. Tu ești crunt! Vrei să spun ceva? Și câtă caterincare, eu cred că ai puțin emoții acum. E normal, toată lumea când se întâlnește cu mine are emoții. Păi normal că am emoții pentru că eu nu accept să merg în emisiuni. Și am acceptat să vin la tine, să vii de fapt, pentru că mi se pare că este o emisiune relaxată. Nu e cringe, nu e, nu știu, nu
pot să fii penibil. Băi, știi ce mi-e să mă rog de tău și aici? Aici se termină, bravo! Tu știi cât de mult înseamnă pentru un bărbat să-i dea ima uta calde? Da, nu știu ce să zic. Ia zici, mă, cum e treaba asta, mă, că tu ești mai cunoscută în America și nu e glumă decât aici, mă, care? Păi, nu-mi dau seama care e treaba. Nu pot să zic că-s mai cunoscută în America, Doamne ferește, e prea mult spus. Hai să o luăm logic. Doar am avut o mică legătură cu vedetele de acolo, într-adevăr. Am participat și la masterclass-uri de ale make-up artiștilor mai importanți de acolo. Am luat, o mică legătură și cu Jennifer Lopez și cu Kim Kardashian, dar asta nu pot să zic că-s cunoscut acolo. Da. Zi-mi un pic despre ele, adevărat. Cum a fost întâlnirea cu Kim Kardashian, de exemplu? Păi am fost surprinsă că, de fapt, mă așteptam că e scundă, dar nu mă așteptam să fie atât de scundă. Am început la casă. E cam jumate așa, cam cât mine. E foarte caldă, foarte blândă, la fel ca pe Instagram. Și Jennifer? Jenny e preferata mea. Da? O ador. O ador. Nici nu există cuvinte de descriere pentru femeia aia. Serios? Mm-hmm. E femeia totală așa? E un top. Un model pentru... Top. Și corp și... față și voce și dans și e un adevărat entertainer. Tu și dansezi? Da. Doamne ajută. Doamne ajută. Din România... Mi-ai zis că n-am voie să pun muzică, că da. Te făceam un dans. Ema, te-ai gândit vreodată să te muți definitiv în America și să ne lași fără această fată mișto în București? Vrei să-ți răspund sincer? Nu pleca, te rog. Am și vorbit, adică deja am... cumpărat o căsuță acolo. Glumez logic. Bun și tu. Ne-am dus pe fente. Da, m-am gândit să mă mut și am avut foarte multe propuneri acolo pentru a machia, dar îmi iubesc prea mult fetele aici. Am niște cursante extraordinare și niște fete care mă urmăresc de noi idee. Am cursante din toate colțurile țării. Adică chiar nu glumesc, e o chestie... Faci bani mulți din asta. Scuză-mă. Fac atât bănuți cât să îmi fie bine, mie. E ok. Nu pot să-mi iau ochii de la... O să o zic acum, iartă-mă. Sânii aia sunt naturali? Da. Serios? Da. Că auzisem... Dar i-am acoperit. Drăguț, să fie finuț, așa, nici păi prea sunt. Mult, nici prea puțin. Sunt finuții... Cringi. O să vadă tati. Să-mi scuze, tati, nu, n-am. Da. Din România, prietenă cu Antonia, bună rău de tot, pentru că, mamă, dar ce brigadă frumoasă cu Antonia. Suntem prietene, da. Ce brigadă frumoasă din toate punctele de vedere. O admir maxim. Și atât de frumoasă. Da. Doamne. E mișto ca E, da. Loredana Groza? Oh, Lori pentru mine e regina. Zăpăcită în sensul bun. E top. Atât o să zic despre Lori. Am atât de multe de învățat de la ea. În primul rând, deci, pentru mine este un șoc de fiecare dată că noi ieșim, ne distrăm, ascultăm muzică, facem glume. Ne distrăm așa în felul nostru. Și încep să mă obișnuiesc cu ea, înțelegi? Parcă nu mai simt așa ca un artist, ca o regină, înțelegi? Mamă, și când se urcă pe scenă, efectiv, parcă persoana aia cu care am stat pe scaun mai înainte, deci mi se face pielea de găină dintr-o dată. Se transformă. Deci când începe să cânte, efectiv mi se taie respirația, mai exact. Este incredibilă. Cu cine mai ai relația așa frumoasă din showbiz? Păi mă înțeleg cam cu toate cântărețele de la noi. Bănuiesc că pe toate le machiezi, că asta e ideea. Toate da. Trec prima dată. Cam da, cam pe toate le-am machiat. Tu ești foarte bună pe machiaj, nu? Așa se spune. Mă gândeam, crezi că mă poți transforma și pe mine în Alex Body? E puțin greuț, da? Firea al naibii body să fii. E cumva... Da, nu prime emisiune aici. Ema, vreau să faci și o omletă, dar nu mai avem timp. Mi-e cam foame. Păi, nu cred că avem timp să mâncăm acum, că trebuie să mergem la cursuri. Mergem la cursuri. Vrei să-ți fac cunoștință cu fetele mele? Vreau. Cum hai! Aoleu, găurile astea e pericol. O să iau încet, așa. Stăm în spate? Da. Bombă. Te rog. Nu
filma asta, te rog. Bună seara de la Știrile Canal, suntem în direct din elicopterul MEI. Deci eu vreau să-l filmați pe șoferul meu, Bader. Nu aveți idee cât îl iubesc pe acest băiețel. Câte tatuaje ai, mă? Ei, păi eu mai știu. Ți-ai scris vreodată numele vreunui iubit pe tine? Nu, Doamne ferește. Pe ce? Abu ăla de la ce? Oh, tai-o la montaj. Ce să-i placă la lumea? Ți-am zis că o să-ți dau calde, fără să dăm nume. Ți-am zis. O să-i combine lor. Tu în viață ai avut așa perioade grele, drame, nu știu, momente în care n-ai mai putut, n-ai mai vrut, n-ai mai suportat, n-ai mai, nu știu, abar. Hai să spunem că am avut o dezamăgire în dragoste, dar... Nu e recentă, nu? Nu pot să... E cam de 2 ani vechime. Ai suferit mult? Suferi mult din dragoste tu când e să suferi? Păi atunci a fost singura dată când am suferit și ultima. Dar nu cu depresie, cu toate. Nu. Nu cu depresii, doar am fost așa, dezamăgită. Dezamăgirea a fost mult prea mare. De asta, uite, vezi, am aici un tatuaj. Da. E un Doberman. Da, și scrie... Tu, cum ar veni, ridică și tu drapel, perdeaua, să vedem și noi în casă. Și vezi ce scrie aici, love. Da. Și vezi ce ține Dobermanul ăsta băgat în gură, guriță. Da, un sabie. Un... Aia zic. Deci asta este momentul, practic... Adevărului. Prin tatuajul ăsta... Prin tatuajul ăsta am pus se fini la comedii pentru acel capitol. Mhm. Da. Frumos tatuaj, bine. Da. Și bronzată. Și bronzată, dar nu prea ți... Nu prea te... Ai tu nimic în comun cu vremea asta, nu? De pe acum. Nu, deloc. Chiar mă simt cel mai bine, pot să zic. Și am așa o energie extraordinară doar atunci când e soare. Da. Iubesc soarele. Și soarele te iubește, pentru mi-a zis mie. Da. Vorbesc despre el. Chiar pot să zic că da. Cât de tare e să trăiești o zi însorită, să asculti muzică, să muncești, să faci ce-ți place. Am înțeles cu povestea asta cu un fost iubit pe care tu ai suferit acum, așa? Păi acum, în timp ce răspundeam la întrebare, tu te gândeai ce să mă întrebi? Da, mă, păi eu sunt creier, mă, eu am aici, am foldere. Foldere, pa, 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 folderul, dragoste, folderul. Păi și... da, da, trebuie să asculti și zice și păi da, am auzit, mă, ce zici? Soarele te iubește. Aia mă, cam am o zi, mă, dar trebuie să mai dăm și Caterica, că după aia devine plictisitor. Trebuie să pară și râca asta între noi doi. A, înțeles. Că lumea asta vrea. Da, bine. Știi? Adică dacă vrei să-mi dai un cap în gură, nu mă suport. Poți să mă scuipi. Doamnește. Tu ești o fire romantică? Deloc. Nu știu, nu-mi place, mi se pare... Focoasă ești? Cringe. Ce înseamnă focoasă? Așa... Adică ce înseamnă pentru tine a fi focoasă ca o așa, femeie? Totală, femeie totală să fie. Totală? Ce înseamnă totală? Dar ce-ar ceafă acolo, nu știu. Acum nu poți să... La ce-ar ceafă, dacă ești focoasă, dacă ești... Scheme, sărituri. Bine, mă, tăie la montaj pe acolo. E adevărat că tu aici în bloc, la etajul 16, ai câștigat Miss Bloc? Ha! Am văzut poza ta pe geam la bloc. Da, îmi ferește, dar cum ar fi asta? N-ai și tu un câine, n-ai și tu? Am avut doi câini când eram mai micuță. Câine n-ai, dar am auzit că ai leu. Oh, iar i-am dat caldele ăsta. Nu, i-am dau și niște calde, că poate sare eu și el. Eu sunt leu. A? Îi dau și niște calde, că poate vine și el cu ce zodie mărimea este, 40, rac. Oh, arată-i sunt romantic, da. Visători, da, sensibil. Plânge, mă. De-aia e chipul ăsta blând, pentru da? Că ești zodia rac. Ce da. Frumos. E singura, singura invitat care îmi dă și mie calde. A fost o zi frumoasă. Da. Mi-a dat și vin cu ciocolată, n-am băut în viața mea, poate mai asta o filmare. Și nu mai cunosc organizatoare de, sau cum poate am mișto. Poate mai asta o filmare. În Brazilia vreau să merg. America de Sud. Brazilia e următoarea pe listă. Vreau să merg în Barbados. Cine este? Nu știi că în Barbados s-a născut Rihanna? Da, păi normal că știu. Eu sunt fan Rihanna. Ești? Da, știu toate melodiile. Este mea, aia și aia cu whatever, together, toate să le știu. Nu, aia e Shakira. A. It's alrighty. Oh, sorry? Dacă vezi vorbim în engleză... We can communicate in English. Yeah, yeah, there's no problem. No, it's no problem, because when you see this nice to girl, sing to you, and this Elferdin, sing to your eyes, your... Stai puțin, Emma, că mă sună cineva. Nu-i problemă că e cald. Da, frate. Da, mă, frate. Acum urmează surpriza, da? Nu știe, nu știe, nu, n-a aflat. Nu, mă, frate. Ce surpriză, Adiță? Hai că e târziu, ne așteaptă cursantele, hai! Nu pot să reci poezia în engleză, ești nebun, nu pot. Nu-mi iese.
Aia, Lover, eu știu, Ring, aia o știu, dar mai departe. Stai puțin, tăi. Bă, frate, nu te supăra pe mine, ești fratele meu. O să se bucure oricum. Alex, Alex, stai că n-am voie, că se filmează, nu pot să-ți dau numele. Abe, te rog. Deschide, hai că acum urmează, hai, nu poți să te, trebuie să închide, pup. Am o surpriză pentru tine de la un băiat minunat. Ta-na-na, ta-na-na-na, na-na. Era și o poezie în engleză, dar o să spun eu, erau două, una în engleză, una în română, o să spun, mi-a zis să spun așa, că îți mulțumește pentru că în fiecare noapte se trezește lângă tine. Și că de când e cu tine, fluieră și cântă și e al top. Chiar și dansează călușeală. Sunt foarte frumoase. Da. Să-mi dai banii. Hai să mergem. Ți-am zis că face fratele tău frumos. Și de la cine sunt, nu? Nu. Sunt la, știi tu. Asta da buchet, vezi? Al meu nu ți-a plăcut, nu? E cam mic. Da, mă, dar stai din dragoste. Când ți l-a trimis, ți l-a trimis. La mine era din respect, din... Am înțeles. Și să plouă. Din prietenie, ăsta e din dragoste. Haideți. Poftiți. Asta este cuibul Gorgis. Hello, Gorgis! Hello! Mam! Ce faceți? Bună seara! Mulțumesc mult de tot! Și, pe rămâna. Vreau să îți fac cunoștință cu organizatoarea cursurilor mele, Delia. Săruna. Te înțeleg ce ți-am zis eu. Păi nu mă pricep eu la femei. Doamne, dar ce frumoasă ești. Ce frumoasă ești tu. Bine, că n-am lăsat acolo ăsta, că... Apreciez, da. Nu, ești bine, ești bine, da? Să știi că am dat bani pe ele. Da. Foarte drăguț. Ce se întâmplă aici, că nu mă pricep? Păi, aici predau eu cursuri de machiaj, Adiță. Vrei să vorbești cu fetele mele? Vrei să le întrebi una alta? Am emoții, stau așa la... Fetelor, ce faceți voi astăzi? Ce lecții avem astăzi? Eyeliner. Ce? Eyeliner. Da, știu. Și vă descurcați sau...? Vă fac de la cel mai bun, adică... O caldă, prima caldă. Să-i mai tai din... ai discount. Mai întreabă-le pe fete, ce vrei tu, că ele sunt... Ce-ați mai făcut, mă, fetelor? Păi nu știu, mă, eu de-astea, nu știu. Eyeliner, am înțeles? Da. Așa. Deci de aici pleacă și șmecheria în machiaj, e? Ai atâtea fete prezente și nu știi ce întrebări să pui? Ajutați-mă. Nu știu, m-ai luat așa prin surprindere. Toate-s frumoase. Hai, hai că le întreb. Ai iubit? Am un prieten aici care e săracul. Dar tu aici, Emma, ești emoționat. Afară, Caterin, că am dat-o în alea și aici nu prea mai ai... Pentru că aici mă ia emoția. Păi asta te văd, bravo. Aici e munca mea, aici e viața mea. Adică puțin... mă apucă puțin stările lacrimogene. Deși are picioarele astea perfecte de sud-american. Lasă-mă, mă, să fac talentul. Nu pot. Dacă nu spar tot aici. Nu, nu. Hai să încheiem altfel. Bine. Hai, deși are picioarele astea de brazilian, că și-i superbă. Nu! Te rog, Adiță. Pune mâna pe mine. Vezi că mă supăr. Mușcă-mă. Gata. Bine, nu mai zic. Emma vrea să... Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Eu vă mulțumesc ție. Și promis că mai facem două episoade. Păi bineînțeles, am zis că vreau la vară, neapărat. Și vreau să sunt în altă țară, nu. În altă țară. Putem merge în Bulgaria la nisipuri? Nu! Departe? Adică n-am nimic cu Bulgaria, doar că... Mai departe, un pic. Mai departe, da. Eu îți mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Ești super fată, super amică. Mulțumesc. Știam despre tine, dar te-am descoperit cu adevărat azi și ești miștoră de tot. Asta e norocos al meu, pentru el sunt foarte fericit. Întâi la montaj. Cat!